This is a very good team we have for Europe. Aceasta este o echipă foarte bună pe care o avem pentru Europa. The team really works and we are very proud. Echipa chiar funcționează și suntem foarte mândri. This city of Timișoara is hosting this great event. Orașul Timișoara este gazda acestui eveniment extrem de important. And we hope in future there will be a world championship in this city. Și sperăm ca în viitor să fie campionate mondiale în acest oraș. I know you all came here for a championship. I'm not going to make the speech too long. Nu o să fac discursul foarte lung. I enjoy the championship and have a great time. Thank you. Să vă bucurați de acest spectacol și aveți un timp minunat. Thank you, Paul. And I want to make yet another presentation. Okay, I would like to call on stage Von Adler, and he's now an official you might all know, Mr. Mustafa Mohammad from Austria. He's a world champion and he was competing in Mr. Olympia and Arnold Classic competition and other pro championships successfully. And he also helped organize the Austrian championship. And I want to thank you for your efforts, Mustafa, by presenting to you a special award which you receive now. Thank you. Thank you, Mustafa. Yes, let's go ahead. Ladies and gentlemen, this is the first Distinguished Ladies Award. We are giving this award to the President, Mr. Axel Barr. His dedication, his love, his support for the sport is tremendous. He is a lawyer by profession, but he devotes his time for our sport. I'd just like to read out the text. Presented to Mr. Axel Barr for outstanding contribution for the international development of sports. Pentru o contribuție minunată pentru în sprijinul dezvoltării internaționale a sportului. And physical fitness among people of all nations, races and creeds. Printre oameni de toate națiunile, rase și credințe. Mr. Barr is the first recipient of this award for this world. Domnul Barr este primul care primește acest premiu. Presentation to make, please bear with me. This is to my very good friend whom I met in Bangkok. President Petru Voicu. In recognition of your dedication and commitments towards the development and advancement of bodybuilding and physics sports. Pentru dezvoltarea și avansului în acest sport. It's the same text for everyone. This I'm going to call Mr. Flory, who's a bodybuilder himself. He did a good job. We are so proud of him that he gave us this venue to be used. Next, we have a charming lady. I call her my daughter. Următoarea medalie este cea care o numesc
fata mea. I only met a few days, but she's so friendly. Am cunoscut-o de foarte puțin timp, dar este atât de prietenoasă. And very kind to us. Și foarte bună cu noi. Andra Worsley. We have another final one. Mai avem încă un premiu. To Mr. Mihali Lakatos. Pentru domnul Mihali Lakatos. He helped Romania build up the sport. A ajutat ca acest sport să fie dezvoltat și în România. So we want to give this recognition. În acest mod vrem să-i mai dăm încă un premiu. A hívőben magyaroknak szeretném a saját anyanyelvünkön elmondani, hogy a Misi bácsi segítségével sikerült felépíteni a Román Szövetséget, ezt az egész eseményt, kőkeményen dolgozott, és azt gondolom, hogy itt volt az ideje, hogy elismerjük, úgyhogy a saját szülőföldjén kapott díjat. From the Asian Federation, the president is going to give to Mr. Wojciech Petrus the medal from the Asian Bodybuilding Federation. Wojciech. And to our dear friend Flori, a special gift from Mr. Petrus. Oficialii Federației Internaționale și Federației Europene. Îl invit pe scenă să spună câteva cuvinte pe domnul europarlamentar Cristian Bușoi. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și felicit pe organizatori, felicit pe domnul Teodorescu. Și le sunt recunoscător acestor frumoși și minunați sportivi din toată Europa care au venit în Timișoara să promoveze modul de viață sănătos, să promoveze sportul, disciplina, munca. Am studiat medicina, sunt membru al Comisiei de Sănătate din Parlamentul European și vă spun că tendința la nivel european este aceea de a pune accentul pe prevenție, pe promovarea modului de viață sănătos, de a pune accentul pe promovarea sportului, mișcării, fitness-ului, culturismului. I have studied medicine and I can tell you that the future in this area is about prevention, about healthy life here. România și Timișoara, ca și toate celelalte orașe, România are nevoie de a susține mai mult sportul și modul de viață sănătos,
avem nevoie de mai multe săli de culturism, avem nevoie de săli polivalente, de bazine de not, toate aceste lucruri pentru ca tinerii noștri să aibă locul cel mai potrivit pentru a munci, pentru a deveni disciplinați și pentru a trăi sănătos. Romania has to be more supportive with his members to build more fitness rooms, to build more training areas in order for us to be a healthy country. I will finish in English for foreign guests. As member of European Parliament, I am very grateful that you are here. I'm congratulating you. I'm encouraging you to continue and to promote this beautiful sport, to promote health, to promote beauty of human body, to promote fitness and bodybuilding. Thank you so much, good luck, and all the best. Și pentru că așa se cuvine, după cum au subliniat și antevorbitorii mei, pentru că primăria a dat o mână serioasă de ajutor la organizarea acestei competiții, am plăcerea să îi invit în scenă pe primul gospodar al orașului, primarul Gheorghe Ciuhanu și viceprimarul Adrian Orza. Bun găsit tuturor, doamnele și domnilor, dragi sportivi. Doresc în primul rând în calitate de primar al orașului să vă adresez bun venit aici în Timișoara și să vă doresc o ședere plăcută. Este o cinste pentru orașul nostru să gândească această a treia ediție a campionatului european de bodybuilding. Și cred că este și o recunoaștere a faptului că aici, în decursul anilor, s-a dezvoltat o tradiție importantă în acest sport. Sunt partea cea mai plictisitoare a unui concurs de acest gen. Sunt foarte multe fapte și foarte mult efort. De o parte, vorba de efortul organizatorilor, pentru care s-a mulțumit aici în repetate rânduri. Welcome here. I just have a few words